Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat o acțiune în cooperare cu Garda de Mediu pe drumul Național 6, fiind depistați trei bărbați care descărcau deșeuri în fluviul Dunărea. În urma unor informații referitoare la faptul că o societate comercială care are contract cu drumurile naționale de curățare a rigolelor de pe drumul național 6 Severin Orșova au fost organizate filtre în trafic, în urma cărora au fost identificați trei bărbați care abandonau deșeuri pe malul Dunării în zona viaductului Slătinic. Această firmă are contract cu drumurile naționale și au găsit de cuvință să arunce exact pe malul Dunării în loc ne-a permis. Fapta acestora a fost sancționată contravențional cu suma de 15.000 de lei și de asemenea au primit și o sancțiune complementară de confiscare a autoutilitarei. În urma verificărilor efectuate, a fost stabilit faptul că trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani din județul Vâlcea aruncau deșeuri rezultate din curățarea șanțurilor pluviale de pe marginea drumului național 6 în fluviul Dunărea. În urma verificărilor efectuate, a fost stabilit faptul că trei bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 34 de ani din județul Vâlcea aruncau deșeuri rezultate din curățarea șanțurilor pluviale de pe marginea DN6 în fluviul Dunărea. În cauza a fost aplicată sancțiune contravențională în valoare de 15.000 de lei și s-a luat măsura complementară de confiscare a autovehiculului.